Bonasera! Hello! Hello! Și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru de YouTube. Dacă, nu știu dacă ați observat, dar în ultimul timp am postat un clip pe săptămână. Dacă nu am avut timp din cauza asta, nu? Da. Adică... Și așa nu v-a fost doar de noi. Da. Înainte de a începe, să spunem, dați-ne și nouă un subscribe. Apăsați the like button. Dacă vă place ce facem noi și... Dar nu acum, după 3-4 minute. Da, după 4 minute. În fine. Hai, ce am făcut? Am fost plecați la... De toate, la magazine, nu? Și da, zilele astea am tot umblat prin oraș. Am tot umblat și am cheltuit bani. Am găsit câteva magazine de second hand interesante, la care n-am mai fost până acum. Am fost undeva în zona Crângaș din București. Vreau să spun că am fost înăuntru și am filmat-o, o să vedeți, dar nu știu ce a cumpărat. Mi-e frică. O să văd. Eu știu ce am luat, dar tu nu știu ce ai luat. Mi se pare că ai luat ceva foarte dubios acolo. Văd în punga aia. Da. Am luat, nici eu nu sunt sigură. Sper că vă place colecția nouă de haine care le fac. Fabulous. Da. În fine, da. Fabulous. Care-i faza? Deci te-am tras prin toate magazinele, pentru că tu în principiu încă trebuie să-i cumpăr o pereche de Adidas. Și te-am tras prin toate magazinele și am jucat ghicește prețul. Ia. Ghicește-i prețul la Dolce Gusto. Nu te mai uita. Hai te uita la ăla. Ăla mic? Da. Iubi, ce mă fac cu tine? Cum să fie atâta? Ia, ghicește-i feții. Nu contează, ghicește-i feții. 40. Ghicește-i feții. 15 lei. 17 lei. Ce ghicește prețul ăsta? 30 de lei. Nu. Iubi, ghicește prețul. Haide. Cât? Ah, oh, sunt mort că ai zis 59. 55-99. Hai că ai fost aproape. Iubi, ghicește prețul. 29. Acolo sunt două microunde, da? La Samsung. Ghicește un preț dintre alea două. Tu stai. Nu, uite ăsta negru de aici este Samsung. Nu veni că vezi prețul. Samsung și Samsung. Dacă tu ghicești un preț, ia una, că-ți trebuie. 46. Și asta de jos? 40. Iubi, ce faci? Puteam să-ți iau niște microunde. N-a ghicit prețul la nimic. Și am făcut niște oferte bune pe masă. I-am pus niște oferte bune pe masă. Chiar i-am dat niște lucruri fabuloase. O mașină, dar aia n-ai filmat-o. Care mașina? Porsche? Știi când am fost în Băneasa și m-ai întrebat. Da, care? Că tu erai pe telefon să scriu prețul ăsta jos, șmecheră. Hai să o să vadă oricum. Tu chiar n-ai ghicit absolut nimic. Din toate chestiile ce ți-am arătat, au fost mai multe. Da. Ai fost aproape de una sau două cu vreun leu. Aba nu, am ghicit prețul la o pereche de pantaloni de la Nike, dar avea o sumă. Da, 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 da. $299 pantaloni. Hai să vedem.
Mamă, l-ai luat și total sau e singur? Nu, 300 doar pantaloni. Ok. Și bruza 300. Mamă, l-ai luat, mersi mult. Ai ghicit, da, ai, și era mișto aia. Erau singurii acolo oricum, da. Cred că erau fake, da, erau din Turcia. I-a băgat aia care era acolo. Serios, noi așa am făcut. Hai că luăm paștea, punem în fereastră și vin în display. Hai, arată ce ai luat ca să... Hai, stai un pic, stai un pic. Începe tu, astăzi începe eu. Deci, eu am fost la... Wow! Am fost la second hand și în principiu eu cumpăr să vând, că așa mi-e mie. Am cumpărat acești Adidas de la Adidas, care în principiu arată cam nașpa. Și dar, fără șireturi. Și fără șireturi, da. Ăștia sunt dead stock. Asta înseamnă că nu se mai fac. Păi și, se vede că-s vechi domina. Nu, lasă, e bine că sunt vechi, n-am nicio treabă. Mai trebuie să-i mai lipesc pe aici, cred. În fine, cât am dat pe ei? Am dat 62 de lei. 62 de lei. Da, erau 100 și ceva de lei kilogram. Da, dar acești Adidas o să-i vând. Ca geaca cealaltă, care am făcut bani, pe eBay sunt 100 și ceva de lire. Dead stock. Și nu sunt folosiți. Uite, fii atent că chiar nu sunt purtați. Nu sunt purtați, dar în fine, sunt măsura 7.5, așa că nu-i vine la nimeni. Ție, îți vin ție, nu? Da. În fine, am uitat cum se numește modelul ăsta de Adidas, dar sunt foarte scumpi. Sunt vintage. Dead stock. Ăsta este singurul lucru ce am cumpărat eu de la second hand. Ei, na, mai ai ceva ce ai cumpărat acolo. Oh, da. Eu nu știu ce mi-a venit în cap, de am luat un din ăsta de masaj de la Home Medix. Da. Care am dat lumina cam bright. Lumina e cam bright. Da. Bright. Hei! 40 de lei. Și poți să-l arunc la gunoi. nu știu dacă merge, în fine, are... Trebuie să-i cumperi transformator. Priză de America. 120 de volți. Trebuie să iau un transformator de la 220. Care costă mai mult decât, da, aparatul e 100 de lei. Da, vezi că... nu? Ia fie. E.T. Phone Home. E ca E.T., nu? Nu e E.T.? Uite, ai văzut filmul? Nu știu. N-ai văzut filmul E.T.? Nu. Extraterestru? Mam. Da, și atât. Eu mi-am mai luat niște chestii noi, dar vă arăt imediat. Ia să vedem ce ai luat. Hai că mi-e frică. Vreau să vă... Să încep cu perechea de pantaloni? Nu știu. Tu nu ești pregătit? Foarte. Să-mi aduc apă? Nu ești pregătit pentru ce să vezi. Chiar nu ești pregătit. What the fuck? What the actual flying fuck? El n-a vrut să-i vadă, am vrut să-i arăt. N-a vrut să-i vadă. Poftim, uite-te la ei. Nu! Ce dracu sunt ăștia? Nu vorbi urât. Deci ce sunt ăștia? Deci... Sunt pantaloni care... Ai, stai! Ce e asta? Stai așa. Deci... Ce faci cu ăștia? Iar la gunoi. Doamne ferește, ce ți-a venit în cap să cumpere așa ceva? Deci, hai să-i arătăm complet. Ce să mai arăți? Deja a plecat lumea. Lumea, întoarceți-vă. Deci nu înțeleg. Ce sunt ăștia? Nu cred că o să-i pun vreodată, sincer. Cât ai dat pe ei? 10 lei. Adică 2 euro pe ăștia? Poți să-i vinzi pe eBay? Nu! Mă închide aia contul dacă văd. Nu vreau să mai mă uit odată la ei. Hai că n-ai. Am un pic de Danemarca. Deci modelul ăla, deci... sunt foarte curios cum stă. Vreau să te văd îmbrăcați cu ăștia. Îmbrăcată. Deci, n-au etichetă. Cineva i-a făcut. Da, sunt făcuți de cineva. Doamne ferește, și persoana aia care i-a făcut și a dat seama ce greșeală imensă a făcut și i-a aruncat la gură. Deci uite, a folosit jumătate de perdea. Tu-ți dai seama, a venit lumea acasă și unde-i perdeaua mamii, nu dar știu. Dar știi ce pot să fac? Să-i descos să fac eu, să-mi fac tipare de pantaloni după ei. Nu, știi ce poți să faci cu ăștia? Se arunc. Îți pui de ei așa și gai... Ce ai mai luat? Doamne ferește! O bluză.
nici asta nu se spune. Nu, asta e interesantă. Are maica mai exact una la fel. Nu, chiar interesantă. Este o cămășuță cu model. Pijamale? Nu e pijama, nu mai e aia. Ce faci cu ea? Este chiar drăguță și material foarte mișto. Ia. Yeah. Zici că e mătase. Nu, nu zici că e, dar nu e viscoză. Nu știu. E din aia de doamnă mai în vârstă. Se poartă foarte frumos cu o pereche de blugi asta. Îmi place cum arată. Îmi place cum arată. Numai că eu nu suport materialul ăsta, că e... Nu, e ok. E ok materialul. E drăguță, ok. Și are un print frumos pe ea, chiar mi-a plăcut. Da, și a fost... Oh, asta a fost din magazinul ăla unde era 100 de lei kilogramul. Și oricum e ușoară, că e așa din... Și a fost 13 lei. 13 lei? Da. Ok, e drăguță, not bad. Așa. Asta am văzut-o, știu ce asta. Mi-am dat afară furioară pe care scrie Boss Lady. Vezi, e lumina prea tare, nu se vede, și o să mi-o pun pe biroul meu așa frumos. La biroul la care lucrez. Boss Lady. Este frumoasă. Da, e drăguț, e ok. Și asta mi l-am pachetat în ziare. Mi-am cumpărat două pahare. Asta pentru ce sunt paharele astea? Ce de vin ele? Vin de biserică. Coniac? Nu, ceai. Astea sunt pahare din alea vechi. Da, dar eu le-am cumpărat. E ciobit. Nu este ceai. Fundul. Nu este. Oricum tu pui lumânări în ele. Da, le-am cumpărat ca un... Tu știi câte din astea am aruncat din casa asta? Și vreau să torn lumânările. Vreau să spun, tu știi câte din astea am aruncat? Încă le-ai în pod. Nu, astea le-am aruncat, deci am aruncat cred că 100 din astea. Ia uite, ceva cu TikTok scriești pe ziar. China Mugs. TikTok? Da. TikTok. Da. Haide, ia să văd ce am luat. Așa, eu atât am cumpărat. Cum și ăla ce e? Ce? Tot? Tot la fel? Da. Atât ai cumpărat? Da. Păi ce am făcut noi toată ziua? Ne-am uitat prin second hand-uri. Da. Mamă, deci nu vine să cred că n-ai ghicit nimic din prețurile alea ce ți... Doamne ferește. Ce cumperi? Asta pentru care nu l-ai ghicit. Deci din cauza ei m-am dus și mi-am mai luat încă 3 perechi de Adidas. Am început să colecționez Adidas. De la Buzz. Da, de la Buzz. N-am ce face. Dar... sunt din aia noi. Mamă, cum e. Ăștia-s mișto, cu plasă, pentru vară. Se vede prin ei. Am început să fac colecții din ăștia, că nu sunt așa de scumpi oricum. Și vreau să-i colecționez ca să îi strâng. Dacă nu-i port, e totdeauna ce fac, mi-au numărul meu. Și dacă nu pot să-i vând sau fac ceva, îi păstrez. Dar... ăștia-s mișto, ăștia da. Mișto. Ție-ți plac ăștia, nu? Nu știu, da. Deci sunt un pic dubioși. Mie îmi plac în nebunie ăștia. Da, sunt mișto. Ăștia sunt tot măsura mea și faza e că ăștia i-am luat reduși cât am dat pe ei. Cred că am dat... Se potrivesc cu ăsta. 80 de lire? Da, pe net sunt 170 de lire în Anglia, aceștia de dași. Și m-am gândit să-i vând. De asta i-am luat, în principiu. Sunt mișto, îi țin. Da. Și mai am o am fost ca să-mi cumpăr eu Adidas. Dar eu de câte ori mă duc să-i cumpăr perechea ei de Adidas, îmi cumpăr eu. Ăștia îmi plac. Ăștia chiar îmi plac. Ăștia-s mișto. Sunt gri cu negru, da. Foarte mișto. Nu știu, dar faza e că eu cam cumpăr prea mulți Adidas acum, ar trebui să mă opresc, nu? Da. Nu știu. Am încercat să-ți cumpăr și ție Adidas, dar nu prea am reușit. El ne spui că măsura ta a dispărut. Deci nu vine să crede da. Pantalonii aia acolo care sunt ciudați. Și cam atât am cumpărat, nu? Da, n-am... E bine, mai mi-am cumpărat o ojă. Ți-am mai cumpărat o ojă, vrei să spui? Ți-am mai luat o ojă? Am ghicit prețul, nu? Cred că nu știu. Deci erai foarte dezamăgită că nu puteai ghicești prețul la un era de cafea. Ah, da. Și cum ai zis, da, că știu la asta, atâta este. No. Nu era. Ce să mai spunem? Ne vedem vinerea viitoare, cred, cu un alt clip. Dacă nu știu dacă nu mai punem mai două. Vedem. Nu credem că mai punem dacă două avem timp. Aventură.
Depinde, așteptăm să se termine cu restricțiile astea ca să putem să plecăm, să facem... Da, noi stăm acum într-o localitate unde... Ne-au închis! Salvați-ne! Salvați-ne! Dacă vedeți, dați-ne subscribe și ieșim! Și mai avem, cred că o săptămână mai avem de stat. Da. Da. Ne vom revedea marți sau vineri, depinde. Vineri. Vineri? Da. Vineri. Vineri. Ciao! Bye! Ce este prețul la, la un donut? Repede! 10 lei. 10 lei? Sigur? Ia vezi!